Salut, sunt Darius Uroian, am 19 ani, evoluez la echipa Steaua București, iar în ultimele 4 luni de zile am luat parte la programul Suport pentru Suporteri. Totul a început prin dorința mea de a deveni mai bun. Când am aflat de program am fost foarte bucuros și nerăbdător să încep, însă totodată aveam anumite dubii în privința celor care mă vor antrena, pentru că, având în vedere că este un program gratuit, am fost obișnuiți cu faptul că lucrurile gratis sau ieftine sunt mai proaste decât cele, nu știu, scumpe. Aceste dubii au dispărut în momentul în care am început să-mi cunosc antrenorii, pe Dorin, pe Alex și pe Dan. Mi-am dat seama că au foarte, foarte multă experiență, au trecut prin multe studii și, cel mai important, am simțit că aveam obiectivul comun de a mă face pe mine mai bun atât în teren cât și în afara lui. Sunt multe lucruri pentru care le sunt recunoscător și pe care le-am învățat în ședințele cu ei. Nu aș putea să fac un top cu ele, le consider foarte importante, însă vreau să împărtășesc cu voi câteva dintre ele. Am învățat cum să gestionez situațiile cheie, situațiile importante, cum să iau decizia bună în acele situații, am învățat cum să văd partea plină a paharului și dacă ceva merge prost, să nu caut vina la altcineva, să caut ce aș putea să îmbunătățesc la mine astfel încât să schimb lucrurile acelea. Am învățat ce nevoie are corpul meu, ce să-i dau corpului pentru a-mi oferi înapoi tot ceea ce eu am nevoie pentru a deveni un fotbalist mai bun. Am învățat ce sunt suplimentele, care este rolul lui și, cel mai important, ce suplimente am eu nevoie pentru a mă dezvolta. De asemenea, am beneficiat și de un program de forță personalizat, făcut strict pe nevoile mele, pe lipsurile mele, și consider că acest program de forță m-a ajutat foarte mult să-mi îmbunătățesc forma fizică. Toate acestea împreună consider și simt că m-au făcut un fotbalist și, foarte important, un om mai bun, pentru că lucrurile pe care le-am învățat nu se aplică strict pe terenul de fotbal, se aplică atât în viața cotidiană. Sunt foarte, foarte bucuros că am putut face parte la acest proiect și recomand oricărui fotbalist care nu vrea să se plafoneze, măcar să încerce, dacă nu, să-l ducă la bun sfârșit, pentru că este foarte important, îl consider eu, și cred că orice fotbalist ar trebui să aibă aceste cunoștințe.